Începând cu anul 1943, s-a deschis Mina Unirea, cu un număr de 15 camere, toate cu profil trapezoidal. Exploatarea s-a făcut până în 1972, când este destinată circuitului turistic și tratamentului medical. Adâncimea maximă a minei este de 217 metri, iar camerele sale măsoară 55 de metri înălțime, suprafața totală a acesteia fiind de aproximativ 80 de metri pătrați. Tot aici sunt locuri amenajate pentru sport, fotbal și volei. Locul este folosit pentru diverse evenimente sportive, competiții atletice și loc de antrenament pentru loturile sportive, ca senatorii sau ca decor pentru cinematografie. Situate deasupra Minei Unirea se află două mine, și anume Mina Mihai și Mina Caro. Mina Mihai este rezervată în exclusivitate concursurilor internaționale de microaeromodele. Temperatura este constantă, de 12 grade tot timpul anului, umiditatea de 50%, iar compoziția aerului este bogată în ion de sodiu. Se pot admira bazoreliefurile, învățișându-l pe Mihai Viteazul sau statuile lui Eminescu, Decebal, Traian, în sala Genezei.
Înălțimea unei săli este de 70 de metri, iar circuitul se desfășoară în jurul enormului pilon ce susține mina.